Bun găsit tuturor la horoscopul lunii mai. O lună interesantă. Țin minte atunci când am făcut previziunile privind situația mondială legată de problemele astea de sănătate. Nu pot să spun numele ca și de punctat de YouTube. Țin minte că am spus că în mai, sfârșit de aprilie sau în luna mai, se întâmplă ceva, se găsesc soluții sau se întâmplă ceva. Și astăzi, când pregăteam filmarea, de curiozitate m-am uitat ce se întâmplă cu relaxarea măsurilor de izolare și așa mai departe. Și majoritatea țărilor europene am văzut că în luna mai vor relaxa unele restricții. Și îmi mențin părerea că în luna mai, nu știu dacă noi, masele de oameni, vom afla lucrul ăsta sau vom afla ulterior, dar sunt convinsă că în mai ori se găsește o soluție, ori se găsește un tratament, ori se găsește un vaccin, ori ceva se găsește. Bineînțeles, ok, se găsește, dar asta nu înseamnă că nu durează mult până intră în producție, până nu se fac testele, până nu se fac verificările. Dar să știți, din punct de vedere astrologic, luna mai vine cu o idee, cu o soluție, cu o vindecare. Cel puțin din punct de vedere astrologic. Acum, la nivel uman, vedeți, o să vedem și noi ce se întâmplă. Ca idee, luna mai este o lună în care se dă startul la retrogradări. Cei care aveți agenda, care ați luat agenda, sau cei care ați optat pentru varianta PDF, apropo, că poate nu știe toată lumea, acum fiind istoria asta și noi mai făcând livrări, dacă vrei varianta PDF a agendei, îmi scrii și asistenta mea se ocupă de tine. Adresa e contact@rondastrologalexandracoman.com. Doar ca idee, dar cei care aveți agenda, 1. Aveți aici calendarul anului cu lunile și, foarte important, perioadele de retrogradare a planetelor în anul 2020. Pentru că în acest an bisect, și apropo, aveți și explicație ce înseamnă an bisect, deci, în acest an, toate planetele, la un moment dat, retrogradează. Și, bineînțeles că se transformă. Perioada de retrogradare ce înseamnă? Planeta merge în mers direct. Ea îți aduce o lecție, ea îți aduce un avertisment. În retrogradare, ea te bagă în examen, te testează, te dă cu capul de pereți, știi cum se spune, te tăvălește în colbul vieții. După care, atunci când reintră în mers direct, se presupune, ar fi de dorit, ca tu să fii învățat ceva pe perioada retrogradării planetei respective și învățând ceva, să te duci mai departe în viață cu un bagaj informațional complet. Aici am secțiunea perioadele de retrogradare a planetelor. M-am gândit atunci când am făcut agenda și îi ajut pe cei care nu știu astrologie să vedeți exact de ce am explicat funcția planetei, astfel încât tu vei ști când are loc retrogradarea, cât durează retrogradarea, în ce perioadă și cu ce se ocupă planeta respectivă, astfel încât vei ști domeniul de viață unde vei fi afectat sau unde ai de învățat o lecție. Și, repet, e și varianta PDF, îmi scrii și asistenta mea dă toate detaliile legate de plată și se trimite foarte repede PDF. Dar, spuneam, luna mai reprezintă momentul în care se dă start la retrogradări. Și uite că avem pe 11 mai Saturn, planeta blocajelor și a încăpățânării și a limitării, intră în retrogradare.
Retrogradarea ține de pe 11 mai pe 29 septembrie în cazul lui Saturn. Apoi, pe 13 mai, are loc o retrogradare foarte importantă, Venus. Venus e planeta finanțelor și a iubirii. Intră și ea în retrogradare. Pe 13 mai ține până pe 25 iunie. Iar a treia retrogradare a acestei luni, ca și cum nu ar fi suficient, Jupiter, planeta optimismului, marele benefic, dar și planeta exceselor, intră în retrogradare pe 14 mai și va fi retrograd până pe 13 septembrie. Deci, 11 mai Saturn, 13 mai Venus, 14 mai Jupiter și e foarte important pentru că Venus este octava inferioară a lui Jupiter. Este vibrația pământeană. Fiecare planetă grea are o octavă inferioară. Nu înseamnă că planeta care este octava inferioară e inferioară planeta, doar că se ocupă mai mult de tărâmul material, de tărâmul uman. Deci, va intra în retrogradare planeta iubirii și a banilor și Jupiter, planeta exceselor, va fi simultan retrograd cu Venus. Și atunci e interesant, pentru că în luna mai, accentul cade pe aceste retrogradări. Iar din punctul de vedere al astrogramei, în luna mai, ascendentul este pe Capricorn. Deci, nevoie de control, nevoie de împământare, cu toții vom simți asta, nevoia de a fi prezenți și de a obține rezultate palpabile. Mulți vor munci din greu, mulți vor fi stresați pentru ziua de mâine și nu e surpriză pentru că avem ascendent pe Capricorn în aprilie, care este în aprilie, în mai. Avem ascendent pe Capricorn în luna mai, când vorbim de semn de pământ. Luna mai este preponderent luna Taurului, soarele trece o bună parte din luna mai, respectiv anul acesta până pe 20 mai, soarele va fi în semnul Taurului, alt semn de pământ. Jupiter, marele benefic, retrogradează în semnul Capricornului, din nou semn de pământ. Și Pluton este și ea retrogradă, tot în semnul Capricornului. Prin urmare, va fi manifestat la nivel global nevoia de stabilitate materială. Nevoia de a găsi soluții pentru ziua de mâine. Și da, oamenii vor fi îngrijorați. Dacă acum partea de sănătate trece puțin pe locul 2, pentru că psihic te-ai obișnuit, am auzit de foarte multe ori spunându-se în jurul meu, ok, trebuie să învățăm să trăim și cu povestea asta. Acum intrăm în etapa a doua, relansarea economiilor, că toate supermarketurile și mall-urile astea închise la nivel mondial. Și tot lucrul ăsta de acasă, care a fost lucru, dar nu știu, nu-i ca atunci când te duci la birou. Valurile nesfârșite de concedieri care au loc la nivel mondial, nu vorbesc numai de România. Horoscoapele mele nu sunt numai pentru, când vorbesc eu pentru România specific, spun asta. Dar la nivel mondial este o etapă, un moment când eu personal n-aș vrea să fiu în pielea unui guvernant sau a unei persoane importante, un director, un CEO, un GM, pentru că acum sunt clipele când se iau decizii foarte importante pentru viitor, legate de bani și de finanțe. Și eu cred că la nivel mondial avem de învățat niște lecții, pentru că nu de pomană, ascendentul lunii mai e pe Capricorn. Nu de pomană, Pluton, moartea, frica, renașterea, e în retrogradare deja în Capricorn. Nu de pomană, Jupiter, marele benefic, retrogradează în Capricorn.
Iar Venus, banii și iubirea, retrogradează și ea tot în luna mai. Venus, apropo, guvernând casa banilor, ce să vezi, generic. Deci, accentul acum se mută pe supraviețuire. Și nu mai este vorba de supraviețuire în fața bolii, ci este vorba de cum ne plătim fraților facturile și cum ne plătim noi ratele și cum ne plătim viața în general și în ansamblu ei și cum începe ziua de mâine. Ce facem? Luna mai este o lună în care se va testa din plin puterea mentală a oamenilor. Puterea de a rămâne ferm ca atitudine și plin de curaj în fața provocărilor zilei de mâine. Gândiți-vă că planeta optimismului, Jupiter, va intra în retrogradare și acolo steții vor ieși la iveală în luna mai. Toate frustrările, fricile, angoasele, panicile, anxietățile pe care le-am acumulat în aceste luni. Vă recomand cu căldură, indiferent de semnul zodiacal din care faci parte, de asta și filmarea e pusă, această introducere e pusă la fiecare semn zodiacal, că e cu scop, să nu crezi că eu o pun așa de pe mană. Unii ascultă la mai multe zodii, alții ascultă o singură zodie și atunci pentru cei care ascultă o singură zodie, păi ascultă fratele meu și introducerea. Și dacă asculți mai multe zodii, nu-i nimic, ai asculti o dată și dai forward, dai înainte la celelalte. Dar în luna mai eu vă recomand cu căldură, faceți sport în casă dacă sunteți încă în izolare sau ieșiți câțiva pași dacă aveți voie. Eu unde trăiesc nu-i nicio, nu sunt restricții legate de a ieși din casă. În alte țări, da. Deci, dacă nu poți să faci sport în casă, să te miști, să faci câțiva pași, ieși afară în jurul blocului, în jurul casei, în grădină. Va fi nevoie să detensionăm cumva stresul acumulat și faptul că stăm toată ziua, hai să recunoaștem, deci eu cel puțin asta fac și cei din jurul meu asta fac și eu cred că e la nivel mondial, noi stăm acum cu nasul în computere și în telefoane și pe tablete și butonăm joculețe, butonăm Facebook-uri, butonăm YouTube-uri, deci butonăm într-o veselie. Dar asta nu te relaxează cu capul, asta nu te relaxează mintea, asta te stresează mai mult. Te stresează mai mult. Și atunci va fi nevoie în luna mai să luptăm și accentuez termenul de luptă, va trebui să luptăm din toate forțele noastre, să păstrăm optimismul, cheful de viață și atitudinea pozitivă. Asta va fi călcâiul Ahile, adică punctul cel mai vulnerabil al lunii. Depresia, anxietatea, frica, cum supraviețuim, ce facem și va exista tendința asta să se amplifice totul. Totul să aibă o aură mai mare, mai înspăimântătoare, mai grozavă, teribilă, văleu, aoleu. Și atunci vom vedea în analiză pentru fiecare semn zodiacal ce se întâmplă și să vedem în continuare semnul tău zodiacal, unde este provocat, iar filmarea este dedicată numai și numai zodiei de această dată. Vreau să mă focusez pe zodie, nu să ne disipăm în ascendent și luna în semn, ci eu vreau să merg țintit pentru fiecare semn zodiacal în parte. Așadar, te invit în continuare să vedem ce se întâmplă cu semnul tău zodiacal. Gemenii și luna mai, bineînțeles, aceasta este prezentarea generală a lunii mai, vor fi două filmări, una dedicată finanțelor, pentru că luna mai este despre aspectul financiar în primul rând. Așa s-a întâmplat anul ăsta, nu că aș vrea eu. Și apoi vom vorbi și despre horoscopul dragostei, va exista o altă filmare. Însă în această filmare voi vorbi despre tema fundamentală de lucru pentru semnul tău zodiacal și în egală măsură despre temele subsidiare care vor ocupa
atenția ta în, în luna mai. Bun, am setat și harta acum să vedem, Gemeni, ce se întâmplă cu voi. În primul rând, este vorba despre voi în luna mai, pentru că se întâmplă multe lucruri în mai. Pe 12 mai, Mercur intră în Gemeni, guvernatorul zodiei voastre, planeta comunicării. Deci, are un impact foarte puternic asupra evoluției tale ulterioare, acest ingres se numește, adică intrare în semn zodiacal. Apoi, Venus, iubirea și banii, retrogradează în semnul tău zodiacal pe 13 mai și pe urmă avem o lună nouă pe 22 mai în semnul tău zodiacal. Deci, acțiune, acțiune și iarăși acțiune și multă treabă și multă responsabilitate. Tema generală, deci leitmotivul lunii mai pentru semnul tău zodiacal este munca, serviciu, dar nu serviciul persoanelor independente, antreprenorilor, cât mai degrabă omul care este slujbaș, omul care este angajat, geamănul care primește un salariu. Deci, leitmotivul este locul de muncă, sănătatea și karma de familie. Deci, teme importante, teme grele, teme care vor conduce la multe zile în care ai să te gândești la acțiunile tale, la ce ai de făcut de acum încolo, la drumul tău în viitor. Și apoi temele subsidiare, relația cu băncile, mai avem ascensiunea socială ca punct important în evoluția ta și relația cu străinătatea. Deci, în ansamblu, Gemenii au o lună intensă, nu tensionată, ci intensă. Când vine vorba de serviciu și de munca în favoarea altora și de a fi plătit pentru ceea ce prestezi, îți recomand cu foarte mare căldură să nu te bazezi prea mult pe intuiție în această lună, cât mai degrabă pe logică și rațiune. Să nu uităm că Mercur, guvernatorul zodiei tale, intră în semnul tău zodiacal și aerul și Gemeni în ansamblu sunt marcați de rațiune, de luciditate, de analiză matură a acțiunilor și mai ales de capacitatea de a comunica și de a face planuri viabile. Faptul că Venus, iubirea și banii, este prost aspectată pe semnul tău zodiacal, este prost aspectată la capitolul intuiție, în schimb este excelent aspectată la capitolul energie și ardoarea de a rezolva lucruri. Evident, concluzia care se trage din această poveste este că nu trebuie să te bazezi în luna mai pe intuiție, în schimb, dă tot ce poți în direcția lucidității, raționalului, maturității în deciziile pe care le ai de luat. Nu o să faci casă bună cu femeile în această lună, chiar dacă ești femeie geamăn, chiar dacă ești bărbat geamăn. Și este o lună în care îți recomand până pe 12 mai, inclusiv 12 mai, să te ocupi de acte, hârtii, documente. Dacă vrei, de exemplu, să aplici pentru un loc de muncă până pe 12 mai, poți să dai bice și poți să pui CV-ul la mai multe firme. După 13 mai, pe întreaga lună mai, s-ar putea să ai niște blocaje și niște încurcături în ceea ce privește găsirea unui loc de muncă sau rezolvarea unor probleme care țin de serviciu.
Problema este că o femeie o să se bage foarte mult și o să-ți încurce existența și o să-ți încurce hârtiile. Deci, atenție, atenție, atenție la relația cu femeile. Nu vorbesc aici de invidie și reavoință din partea acestora, îndreptată către tine, cât mai degrabă de incapacitatea de a se concentra, lipsa de interes pe care o vor manifesta și superficialitatea cu care vor trata subiectul tău. Așa încât, acestea sunt argumentele pe care ți le aduc, astfel încât tu să nu cazi în eroarea și greșeala de a face, de a lua decizii privind locul tău de muncă sau drumul tău în carieră, pornind de la sfaturile femeilor. Pe data de 13 aprilie, Marte intră în semnul peștilor. Marte e planeta energiei și a dinamismului, iar ție îți va activa exact casa pe care semnul gemenilor o guvernează. Mamă, ce... Deci până și eu mă mir de câtă pasiune vorbesc eu aici la gemeni. Ok, din ăla, intră acolo. Mai aveam puțin, luam camera în brațe și o pupam. Dar îmi place ce vorbesc. Și... În mod normal, asta este eroare de filmare și ar trebui să opresc, să o iau totul de la capăt, dar n-am cum, că 7 minute vorbite. Ok, continuăm, mergem mai departe. Ha. Deci, tata, Marte intră în semnul comunicării, în casa a treia, casa comunicării, care e guvernată de gemeni. Și vine cavaleria să salveze prințesa din turnul zgâlțit de balauri. Pentru că a zis, vezi că pe problema ta în luna mai este ține de muncă, transformare. Și vine Marte energia, care o să-ți dea ambiția și o să-ți dea determinarea și o să-ți aducă, de fapt, nu o să-ți dea, o să-ți aducă hotărârea de a finaliza acțiunile pe care le începi. Hai să recunoaștem aici. Problema geamănului întotdeauna a fost finalizatul, dusul la bun sfârșit, a deciziilor pe care le ia, a hotărârilor pe care le ia, a drumului pe care îl parcurge. Marte vine de data asta și te scutură de urechi zdravă și îți spune, știi ce? Ia maturizează-te și termină cu prostiile și termină ce ai de făcut. Deci, e o lună în care ești în atenție, ai să începi să rezolvi karmic, niște blocaje care țin de serviciu și de comunicarea cu cei din jur și poți să realizezi foarte multe lucruri, dar îți recomand orice ai tu de început și de făcut și de lucrat și de semnat și de studiat, deadline-ul tău să fie 12 martie. Ai timp, postezi mai devreme tocmai ca să ai 12 mai. De-aia și postez mai devreme ca să ai tu timp să-ți faci lucrurile pe care le-ai de făcut. Aceasta a fost prezentarea semnului tău zodiacal. Nu uita, dacă dorești varianta PDF a agendei anului 2020, îmi poți scrie pe contact@astrologalexandracoman.com, iar asistenta mea o să-ți dea toate detaliile privind plata și livrarea ei în variantă electronică. Îți mulțumesc că ești alături de mine și mă susții în activitate. Nu uita să apeși butonul subscribe dacă vrei să fii notificată cu privire la următoarele mele filmări și dacă ți-a plăcut ce ai ascultat aici sau dacă ai găsit interesant subiectul, nu uita să dai și un share, poate și alte persoane vor afla prin intermediul tău despre previziunile lunii mai făcute de astrologa Alexandra Coman. Mulțumesc încă o dată și pe curând!